Aș vrea să vă spun că am intrat în linie dreaptă cu primul eveniment important din acest an, Paștele în Bucovina. Aseară am primit o binecuvântare în scris din partea Patriarhului Daniel pentru a pleca la Ierusalim împreună cu delegația Patriarhiei Române pentru a participa la slujbele de Sfânta Înviere și pentru a aduce Lumina Sfântă. Vom face toate demersurile ca să facem ceea ce s-a făcut și anul trecut pentru zona noastră, respectiv acel moment emoțional în care, sigur, biserica delegațiilor vor fi prezenți și am și onoarea să fac parte din această delegație cu binecuvântarea Patriarhului Daniel. Am avut astăzi dimineață o discuție pe tema Paștele în Bucovina cu Înaltea Sfințitul Pimen pentru acest calendar care dorim să debuteze 25 martie cu sărbătorile, cu Buna Vestire, când vom avea festivalul de cântece religioase de la Fundul Moldovei la a 20-a ediție.